Bun găsit, dragi prieteni! O fată de 25 de ani din Marea Britanie a murit după ce a luat pastile pentru slăbit. Sigur, au fost deschis acolo probabil un dosar și se fac investigații cu privire la substanța conținută de aceste pastile care nu obținut sau nu erau autorizate și totuși se vindeau. Nu știu dacă ele au fost vândute pe piața neagră sau le-a cumpărat dintr-un loc autorizat, probabil că le cumpărase de pe piața neagră. Sunt foarte multe astfel de pastile. Ce mă surprinde pe mine nu sunt producătorii care, tentați de dorința din ce în ce mai puternică a oamenilor de a slăbi magic, așa, de pe o zi pe alta, bătând din palme, sunt puși, mă rog, în situația de a profita sau puși în situația profită pur și simplu de astfel de situații și își bat joc, păcălesc pe foarte mulți, fiindcă, hai să fim serioși, deocamdată nu s-a descoperit această soluție magică, această pastilă magică pe care dacă o consumi, slăbești dintr-o dată 5-10 kg. Este foarte greu să slăbești și deocamdată poți slăbi doar prin diete, prin liposucție și asta nu atât de ușor, cu niște riscuri, cu efort, deci nu se poate chiar așa cu o simplă pastilă sau cu un anume tratament. Sigur că aceste sunt pastile din plante, cu extracte din plante care favorizează tranzitul, care eu știu intensifică arderile, însă nu există pastile, deocamdată nu s-au descoperit pastile care să te ajute de pe o zi pe alta să scapi de o, să spunem, de 5, 6, 7, 10 kg cât îți dorești. Aici e nevoie de efort și de determinare și în primul rând vorbim despre motivație. Vă pup, dragi prieteni, ne revedem mâine dimineață!